Bună tuturor! Bine ați venit în bucătăria mea! Azi suntem pe fugă, așa că vom face o cină rapidă, simplă, sățioasă și o facem toată în același vas. Am găsit de curând aceste găluște nemțești. Ei zic că sunt gnocchi, așa că gnocchi le zicem și noi. Pentru rețeta aceasta vom folosi o tigaie ce poate să meargă la cuptor. Atenție la mâner! Începem prin a căli baconul, iar când acesta își lasă puțin grăsimea, vom pune gnocchii noștri. Îi lăsăm să prindă puțină culoare, după care vom adăuga și celelalte ingrediente. Aceștia sunt un tip special de gnocchi, nu se fierb, ci se rumenesc ușor la tigaie. Sunt gata în cam 5 minute. Pentru că ne plac foarte mult ciupercile și pentru că sunt o sursă bună de proteină, am adăugat și o caserolă de ciuperci Pleurotus, gata călite. Pentru că eu nu cred în mâncare delicioasă fără ceapă și usturoi, am adăugat o ceapă mare tăiată peștișori, 3 căței de usturoi și un ardei roșu tăiat fâșiuțe. După ce s-au gătit puțin, cam 5 minute împreună, e momentul să codimentăm. Vom pune piper proaspăt râșnit și eu am adăugat usturoi granulat. Atenție mare cu aportul de sare la această mâncare, pentru că baconul iese deja foarte sărat. Când a fost sezonul sparanghelului în primăvară, am cumpărat mai multe kilograme de la un producător local, l-am curățat și l-am pus în congelator tăiat bucățele. Acum e momentul să-l folosesc. În loc de sparanghel, puteți foarte bine să folosiți fâșii de dovlecel sau chiar fasole verde dacă vă place. Chiar și mazărea e o opțiune bună. Mâncarea noastră e cam gata. Tot ce trebuie să facem este să mai punem câteva bucățele de mozzarella ca să se rumenească frumos la cuptor. Mie îmi place să o pun cu bulețe pe aici, pe colo, ascunsă, ca să găsesc mici surprize delicioase. Pentru extra gust, deasupra vom presăra parmezan ras. Toată minunăția asta va merge la cuptor pentru 15 minute sau până când deasupra este rumenită. Dacă puteți, dați-i doar funcția de rumenire. Vedeți acum de ce ne este utilă tigaia cu coadă de metal? Eu vă invit la masă! Gnocchii mei la cuptor sunt gata, sunt rumeniți și foarte aromați. Gălușcuțele mele sunt fragede și foarte bine gătite, iar restul ingredientelor au făcut o sinfonie de gusturi în tigaia noastră. Dacă tot am pus atâta mozzarella, hai să o vedeți cum se întinde. Până la infinit! Nu mă pot sătura de bunătatea asta! Aceasta a fost rețeta mea de cină rapidă, gata în maxim jumătate de oră. Mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru alte rețete delicioase. Poftă bună!